Aveți idee la ce v-ați înfămat? La o echipă de fotbal, Dinamo București, o echipă pe care eu o apreciez, o iubesc și sper să o salvez de la retrogradare. Ați ținut legătura cu conducerea, cine a venit, cine a plecat, 100%? Da, am ținut legătura, încă la momentul acesta nu avem nimic sigur ca și din punct de vedere al venirilor, dar suntem foarte atenți, suntem foarte atenți. O să am o discuție mâine și cu jucătorii, pentru că este prima zi. Și atunci rămâne de văzut să văd și ce gânduri au ei. Pe cea ca se pare că l-ați pierdut, pe cea ca, cu jucător la Polieș? Da, am avut o discuție cu cea ca. În prima fază a fost de acord să vină, apoi a venit o ofertă mult mai bună din punct de vedere financiar pentru el și a ales acolo. A devenit Dinamo neatractivă pentru fotbaliștii străini, eu știu, după ce s-a spus că sunt probleme, au plecat sau... Nu știu dacă neatractivă, dar atât timp cât sunt alte echipe care oferă mult mai mult din punct de vedere financiar, clar jucătorii aleg să meargă acolo. Nu știu dacă e atractivă sau nu. Atât timp cât noi avem un plafon salarial sau încercăm să ne menținem la acel nivel, jucătorii dacă prind în altă parte un contract mult mai bun, se duc acolo. Liderii vestiarului român sau cum? Adică ți-i dorești pe Stelu, pe Matei? Cei care se pare că au făcut probleme de Mircea Redic. Când aud așa liderii vestiarului, cine? Stelu, Filip, Matei? Nu, sunt niște jucători pe care eu îi apreciez, jucători care știu fotbal, jucători care sunt convins că n-au uitat fotbalul. Important este ca ei să aibă starea de spirit necesară și eu să le ofer cu asta, încredere în momentele dificile și nu numai. Dar crezi că Stelianu Filip va face față presiunii fanilor care... Acum depinde de el, clar. Depinde de el, eu sunt acolo să-l antrenez, să-l încurajez, depinde de evoluția lui. Eu cred că da, pentru că, cum v-am spus și mai devreme, fotbalul nu cred că se uită. Important este ca să nu cedezi în momentele dificile, să te antrenezi la capacitate maximă, să-ți vezi de farfuriuța ta acolo ce ai tu de făcut, să nu aduci, eu știu, să ai alte gânduri, eu știu, de plecări, de veniri, de sosiri, de... Mai știu, să vezi doar fotbal. Fotbal, fotbal, fotbal și clar, ajungi la un nivel foarte bun. Ar fi o mare performanță să o salvați pe Dinamo sau ar fi ceva normal? La momentul cum este acum, da, pentru mine ar fi ceva fantastic. Vorbesc strict personal, clar este, nu este ușor, dar cu atât mai mare va fi fericirea dacă voi reuși. Atunci vă rugați să se introducă 18 echipe, astfel Dinamo șanse destul de mari să salveze. Eu vreau să o salveze sau să salveze pe teren. Chiar dacă poate vor fi 18 echipe, cum spuneți dumneavoastră, chiar dacă nu vor fi, noi vom face tot ce ne stă în putință să salvăm sportiv. Și nu numai eu sunt acolo ca să fac lucrul acesta, cu toții, pentru că va fi foarte dificil dacă, eu știu, ne vom împărți, sau să zic așa, jucătorii să joace când vor ei, antrenorul să antreneze când vrea el, suporterii să încurajeze când vor ei. Nu, eu cred că toți trebuie să tragem la aceeași căruță, pentru că este destul de dificilă situația. Ce are nevoie mai mare Dinamo acum, de Sorescu fotbalistul sau de banii pentru Sorescu într-un eventual transfer? De Sorescu fotbalistul de dinainte, care îl vedeam și eu la echipa națională, care îl vedeam pe teren, cum juca, de Sorescu acela, pentru că, într-adevăr, la momentul acesta Dinamo are nevoie de jucători valoroși. Iar Sorescu este... Da, este un jucător pe care eu îl apreciam foarte tare, și sper să rămână sub comanda mea ca să mă folosesc de calitățile lui. Dar pleacă la Craiova, este vreo ofertă? Pentru suporterii dinamoviști, având în vedere că marea majoritate dintre ei îl susțin pe Mircea Rednic și mai ales cum a fost acesta înlăturat de la echipă. Care e relația ta cu ei? Care este relația? Da, am văzut, dar vă dați seama, oamenii sunt nemulțumiți pentru că e situația de așa natură, ca Dinamo, că Dinamo este pe locul acesta și acum ei nu au nevoie decât de rezultate. Suporterii nu au nevoie de vorbe, de facem, dregem, cu toate că ăsta e singurul mod de a comunica. Până la urmă e important ca noi ce arătăm pe teren, clar, siguranță, cu siguranță oamenii o să se întoarcă cu fața asupra jucătorilor, eu știu, cu aplauze dacă le merită. Dar la momentul acesta oamenii sunt dezamăgiți, oamenii sunt triști, oamenii nu mai au speranță, nu mai au încredere, pe bună dreptate. Dar știi ceva de o ofertă pentru Sorescu de la Craiova? Nu, ce am citit în presă, dar nu. Am vorbit cu domnul președinte și nu există oficial pe adresa clubului ofertă de la Craiova. Ați auzit că FCU Craiova l-a readus pe Nicola Napoli? Am citit în ziar. Ce mai de spus? Până la urmă este meseria omului, a acceptat să revină, ce pot spune? La 8 ore, asta este ținerea, că așa considera că e mai bine pentru el, crede că poate să-l facă
patronul clubului să gândească cum gândește el ca și antrenor. Eu... Vă mai duce acolo? Știți cum e vorba aia, niciodată să nu spun niciodată, doar că am plecat de acolo, chiar dacă am fost dezamăgit, am strâns mâna și am plecat. Nu știu dacă vreodată mai aș putea să mai trec prin momentele care le-am trecut, să mă duc la servici și după 3 săptămâni să plec acasă. Nu mi-a fost ușor. Cu toate că am avut rezultate în alea 3 săptămâni. 4 puncte din 3 meciuri, cred că era bine. Dar a zis, hai du-te. Bine. Sunteți totuși antrenor cu părere de rău ce i s-a întâmplat lui Mircea Rednic? A fost o normalitate sau așa în România trece cu vederea? Știți cum este? Când nu sunt rezultate, cine plătește? Antrenorul. Nu știu dacă și eu sunt convins că... Dar jucătorii când plătesc? Jucătorii sunt prea mulți. Sunt mai mulți decât antrenorul și atunci este normal să plătească antrenorul. Doar că fiecare dintre noi și... Dintre noi, ca și antrenori, încercăm să ne facem treaba așa cum trebuie. Sunt convins că Mircea Rednic a încercat tot ce i-a stat în putință. N-a fost să fie, asta consider eu, că nu cred că există antrenor care nu-și dorește să aibă rezultate. N-a fost să fie. Acum rămâne de văzut. Din păcate, dumnealui vorbea și de sabotajul jucătorilor și acei lideri despre care vorbeam noi mai devreme. Eu nu cred în așa ceva, adică nu sunt pe aceeași lungime de undă cu lucrurile astea, cu sabotaj. Nu, pur și simplu, cred eu că evoluția jucătorilor a fost maximă la momentul respectiv. Acum, dacă ei puteau mai mult, a fost strict problema lor. Dai jos militaria din pot acum după sărbători? Militaria? Nu, atâta timp cât eu îi respect pe jucători, sunt convins că o să mă respecte. Atâta timp cât fac ceea ce le transmit, nu am nicio problemă. Sunt și fratele lor și tata lor, sunt și cel mai dur om. Pentru că sunt momente când văd, nesimțire pe teren sau, neimplicare, atunci, într-adevăr, explodează.